În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Ascultam poezia mai devreme și spunea fratele Traian în poezia care am ascultat-o: ce rod măreț răsare! Ceva de genul ăla spunea fratele Traian, iar gândul fraților de a pune poezia aceasta cred că e de la Domnul, pentru că ceea ce vroiam și ceea ce doresc să citesc în fața frăților voastre este tot despre un rod. Găsim la Evanghelistul Marcu, capitolul 4, versetul 26, la vale. El a mai zis: cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este coaptă, rada pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul. Ce frumos spunea fratele Traian în poezie, ce frumos găsim și aici aceste versete. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Un eveniment deosebit aici la Corăcăiești. De câțiva ani de zile, frații comemorează pe cei care ne-au fost părinți trupești, părinți duhovnicești, pe cei care ne-au adus lucrarea aceasta până la noi. Și mulțumim Domnului pentru astfel de oameni. Pentru cei care s-au jertfit, a venit mai devreme fratele Toader aici și mi-a plăcut gândul acesta. Și îl împărtășesc pe deplin. Nu să vorbim despre ei. De vorbit, cred că suntem sătui, marea majoritate dintre noi. Ce să facem? Ce să trăim așa cum au trăit ei? Aici e problema. Trăim vremurile acestea din urmă, dacă mi-i îngăduit. Vremurile acestea grele, în care oamenii vor fi mai mult iubitori de și de și de multe lucruri ale lumii acestea. Dar prea puțin mai sunt împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, prea puțin mai suntem împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Și mă gândeam la aceste versete care le-am citit, privind asupra lor și privind în urmă la cel care a fost fratele Traian, părintele Iosif, înaintașii și acestei lucrări. Ei au fost cei care au semănat grâul acela curat care l-au primit, s-au dăruit cu totul lui Dumnezeu și prin viața lor, prin tot ceea ce au făcut ei, au dat un grâu frumos, curat și au lăsat o sămânță. Sămânța aceea a încolțit și întrebarea a încolțit, a adus rod, întrebarea se pune: noi suntem rodul lor, noi cei care trăim vremurile acestea. Suntem rodul frumos al celor care au lucrat înaintea noastră. Acum pun întrebarea și mie și o pun fiecăruia dintre noi. Mai sădim noi, mai aruncăm și noi grâu curat în pământul acestei lumi? Vecinii noștri, colegii noștri, apropiații noștri, cei cu care ne întâlnim la facultate, la școală, primesc grâu curat din partea noastră, primesc acea sare pe care noi ar trebui să o dăm, acea lumină pe care noi ar trebui să o emanăm, văd ei în noi, văd ei în mine? Și dacă noi, eu, sunt rodul unor părinți, unor bunici care s-au rugat pentru mine și pentru frăția ta, și dacă ești aici în sala aceasta, cu siguranță cred că ești rodul și suntem rodul unor astfel de părinți care s-au rugat pentru noi, care au pus un grâu și acel grâu a încolțit, a fost un firicel poate la început, un firicel bătut de vânt, dar care a fost păzit de părinți prin rugăciune. Și iată ne ajungi la vârsta aceasta când și noi ar trebui să punem în pământul acesta, al lumii acestea, și noi ar trebui să punem, să sădim
împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Vrem să câștigăm, să aducem oameni. Vreau, îmi doresc să aducem oameni din lumea aceasta, colegii de-ai noștri, la Dumnezeu. Vrem să lărgim împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă noi nu aruncăm grâu curat către cei de lângă noi, cu niciun chip nu vom putea să lărgim această împărăție. Cu niciun chip rodul nostru nu se va vedea. Are fratele Traian o poezie atât de frumoasă și spune în felul următor: un dor mai am, un singur dor, Iisus, înainte ca să mor. Să-mi văd urmașul fericit, înălțându-ți steagul strălucit, mereu mai sus, biruitor. Și pot să mor, și pot să mor. Și o singură dorință aș vrea, înainte de plecarea mea, pe acest viteaz să-l văd luptând, biruitor în primul rând, cu ochii în lacrimi să-l petrec, și apoi să plec, și apoi să plec. Și o rugăciune aprinsă am, să-mi văd unit al meu sfânt neam. În jurul acestui steag viteaz, înălțat cât soarele în amiaz, atunci sunt fericit de plin și pot să vin, și pot să vin. O, Doamne, singurul meu dor, ascultă-mi-l și apoi să mor. Doresc să-mi văd urmașul meu înalt venind spre Dumnezeu, urmat de un nesfârșit popor, și pot să mor, și pot să mor. Ce poezie, ce versuri a putut să scrie fratele Traian. Și a dorit urmașul lui, oastea aceasta frumoasă, în care fiecare dintre noi facem parte, să meargă biruitoare pe calea aceasta, pe care el ne-a trasat-o, ne-a arătat-o, ne-a îndrumat. Am putea noi, acum, eu, frăția ta, frate în vârstă, frate mai puțin în vârstă, frate tânăr, să spui că poți să pleci din lumea aceasta, că cei care îți vin din urmă merg pe urmele celor pe care ai mers și tu? Putem spune noi lucrul acesta? Pun capul în pământ și de multe ori cred că răspunsul este negativ. Vedem cum în zilele noastre stăteam și ascultam, am auzit astăzi o emisiune, câteva gânduri ale unui om care spunea: ce moștenire lăsăm noi copiilor noștri? Ce moștenire lăsăm noi celor care ne urmează pe noi? Cuvântul lui Dumnezeu sau telefoane de ultimă generație, televizoare de cele mai mari dimensiuni, mașini, ultimul tip, sau încercăm să imprimăm copiilor noștri cuvântul lui Dumnezeu? Nu de mult mi-a fost dat să aud un tată care spunea: eu am trăit vremuri din acelea grele și vreau ca, copiii mei să nu aibă ce am avut eu, să fie într-o stare mult mai bună. Și aleargă omul de dimineață, și alerga omul de dimineață până seara, câte 12 ore, 10-12 ore pe zi. Și supărat că copiii lui nu-l ascultă, supărat că îi răspund, nerealizând că ceea ce încercăm noi de multe ori să dăm celor care ne urmează pe noi, partea aceasta materială, nu cu aceea vor merge în împărăția lui Dumnezeu. Nu cu aceea. Ei au nevoie de noi și de cuvântul lui Dumnezeu și de prea puține ori, de prea puține ori ne mai oprim în a le da celor care ne urmează, copiilor noștri, în a le da acest cuvânt, în a sta de vorbă cu ei, în a-i îndruma pe calea aceasta. Și apoi să mor, și apoi să mor, spunea fratele Traian. Dacă am ajuns în seara aceasta aici, să ne privim cu mare băgare de seamă, fiecare dintre noi,
este și ca o întrebare pentru toți care suntem aici, cei care avem în urma noastră urmași. Și întrebarea aceasta aș vrea să ne punem pe inimă. Ce-i ofer mai mult copilului meu ca și moștenire? Material sau spiritual? Am spus mai devreme, telefoane, mașini, pământ, casă, sunt multe. Haine, cât mai scumpe, tot felul de lucruri dintre acestea materiale, să știți că acestea nu-l vor crește spre împărăția lui Dumnezeu. De multe ori aceste lucruri ne îndepărtează. O spun cu durere, dar este un adevăr. Ajungem să promovăm mai mult, scuzați expresia, să promovăm mai mult pe Moș Crăciun și uităm să le spunem de Domnul Iisus. O spun cu apăs, pentru că acum 2 săptămâni eram cu copiii la adunare și înainte să înceapă programul lor, care îl facem cu ei, îi întreb ce sărbătorim peste câteva săptămâni de Crăciun. Și cei mici, cei mari știau, dar cei mici spuneau că vine Moș Crăciun, alții spuneau că împodobim bradul, dar prea puțin spuneau că sărbăm pe Cel care a venit să salveze lumea aceasta, pe Domnul Iisus. Ce moștenire lăsăm copiilor noștri? Ce moștenire lași mamă sau tată? Celor care te urmează pe tine, spui de Domnul Iisus, înveți pe copilul tău de Domnul Iisus. Cei care ne-au fost înaintași nouă, mie, în primul rând asta ne-au spus, priviți la Iisus cel răstignit. Dacă noi nu o să lăsăm așa, dacă noi nu o să facem așa cum au făcut ei, cu siguranță lucrarea va slăbi, puterea, harul lui Dumnezeu va slăbi. Și o spun cu apăs, pentru că ne îndreptăm spre alte direcții. Lumea aceasta, vremurile acestea care le trăim, ne îndreaptă spre alte direcții. Să privim cu mare băgare de seamă. Să ne uităm la tot ceea ce am primit bun. Spuneam mai devreme, la sfârșitul felului vieții lor, a celor care ne-au fost înainte. Și acel sfârșit să-l dăm și să-l arătăm, să-l avem în viața noastră în primul rând și apoi să-l dăm și noi mai departe. Domnul să ne ajute să putem să transmitem generațiilor care vin, celor care ne urmează, ceea ce am primit și noi și să nu transmitem denaturat. Mi-aduc aminte și cu asta închei, eram într-unul din de aproape 10 ani de zile prin harul Domnului și mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta. Ne ocupăm cu copiii, în tabere de copii și venise cineva în tabără și îmi spune, dar eu n-am auzit altceva despre tabăra ta. Am auzit tabăra pe care o organizam, am auzit că aici se întâmplă lucruri nu știu de care și am spus, vino. El venise și a văzut și i-am arătat ceea ce am primit eu, ceea ce am învățat de la părinții mei, aia încerc să transmit și eu mai departe. Nu altceva, nu să ducem alte lucruri, să facem alte lucruri. De aceea, Domnul să ne dea putere, să nu ne adaptăm, să nu ne adaptăm vremurilor acestea pe care le trăim, lumea acestea care este într-o continuă schimbare și care ne face tot felul de oferte și ne spune, nu mai privi, îs învechiți, frații, îs trecuți. Haideți să ne adaptăm vremurilor acestea mai moderne. Haideți să ne să fim altfel. Șoapta aceasta de multe ori este de la diavol. Domnul să ne ajute să nu acceptăm astfel de șoapte, astfel de tentații ale Lui și să putem ca tot ceea ce am învățat, tot ceea ce învățăm prin scriere înaintașilor noștri, să putem da și noi mai departe celor și generațiilor care ne urmează. Amin. Slăviți să fie Domnul.